alături de Cătălin Striblea pe drum cu prioritate, începând din acest moment, live și pe pagina noastră de Facebook Radio Europa FM. Cătălin, binevenit! Salutare! Stăteam și mă întreb dacă ne-ar fi trebuit să acceptăm și noi provocarea asta lui Will Smith. Care? Și a zis să ne dezbrăcăm de inhibiții și de haine pe net. Asta în cazul în care avem așa un corp mai de pandemie sau mai de după pandemie, să nu ne rușinăm cu el. Apropo de rupem fotografia tricolul, aia lui în care a zis că e în cea mai proastă formă. Da, exact. Dar nu e rușine cu ce are sub capotă, ca să-l citez, și ne trimite la sală. Adică să facem treaba asta, să ne dăm tricourile jos și să mergem la sală. Ce zici? Acceptăm provocarea? Nu. Dacă el este în cea mai proastă formă, eu, dacă aș ajunge ca el, deci ca el în fotografia aia, eu aș fi în cea mai bună formă a vieții mele. Să știi că la asta mă gândeam și eu, chiar ziceam că nu e chiar gras. Bine, așa cum îl știm noi pe Will Smith, la un moment dat, în maxima lui formă, să spun așa, într-adevăr, e o schimbare care te uimește. A făcut burtică, e așa mai dolofan. L-ai mai văzut dezbrăcat până acum? Prin filme, da, normal. Da? Adică și așa. Era chiar... Era bine, da? Păi gândește-te cum arăta în ziua independenței. Bine, știu că au trecut 15.000 de ani, dar... Da. Bă, să știi că lângă noi aici, chiar sub geamul meu, se turnează un film? Deci dacă vrei, mergem și ne băgăm și noi actori, da. Dacă dăm tricourile jos, cred că ne fugăresc. Cred că fuge tot platon. Sau zic, au venit bucătarii. Hai să înceapă rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Nu, știrea zilei de astăzi nu e că doamna Dăncilă are o funcție publică, s-a întâmplat ceva mai important și care necesită câteva explicații mai elaborate și mai amănunțite. O să încerc să simplific o știre care vine de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Această instanță care ne privește pe toți sau la care se raportează toate statele Uniunii Europene a dat o hotărâre privind procesele, cauzele, dosarele deschise de mai mulți magistrați români cu referire la modificările legilor justiției din perioada Dragnea, adică 2017-2018, când au fost înființate câteva mecanisme sau reașezate, de exemplu Inspecția Judiciară, când a fost înființată Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, celebra secție specială, și când s-au modificat unele legi. Astăzi a venit hotărârea și ea este chiar mai mult decât ne așteptam și o să încerc să dau o explicație așa cât mai simplă pentru toată lumea. În primul rând, această hotărâre zice că România este obligată să respecte ceea ce propune și se scrie în MCV, știți voi, documentul acela care odată pe an ne dă bătăi pe cap. Zice, domnule, ăsta e obligatoriu pentru România, trebuie să respecte ca atare. Doi la mână, această hotărâre vine și spune, într-un fel, că ceea ce a făcut în perioada respectivă gruparea Dragnea, sau să zicem Guvernul României și Parlamentul României, este practic un atac sau o încercare de slăbire a independenței justiției. Și dă și câteva exemple, cum ar fi prelungirea mandatului de șef al Inspecției Judiciare, dar și constituirea secției speciale pentru infracțiuni, despre care spune că poate exista, dar doar în anumite circumstanțe. Și la întrebarea, domnule, putem desființa această secție? Curtea răspunde destul de clar, dacă autoritățile române vor și simt ele că trebuie să o desfințeze, o pot desfința. Deci decizia e la noi. Decizia e la noi, da. Uh-huh. Ei nu pot lua o astfel de hotărâre. Spun, domnule, din punct de vedere al perspectivei europene, noi nu suntem ținuți, adică noi nu vă împiedicăm. Este decizia voastră dacă vreți să o desfințați sau nu. Există niște proiecte de lege în momentul ăsta care să ducă la acest lucru. Există și interpretări mai extinse ale acestei hotărâri. Sunt experți care citesc că, de exemplu, actele săvârșite de Inspecția Judiciară după reformarea sa sau cele făcute de Secția Specială
ar fi, de fapt, nelegale și că ar putea fi înlăturate pe viitor de anumite instanțe. Practic, decizia asta, ca să simplific de tot lucrurile, vine și spune că, în mare măsură, în perioada 2017-2018-2019 în România, s-au creat mecanisme de oprire a independenței judecătorești și a procurorilor și că acestea pot fi înlăturate și aduse în starea inițială. Acesta este mesajul cel mare pe care Curtea Europeană de Justiție îl trimite către România în acest moment. Sper că am încercat să fiu, să simplific lucrurile. Sper că mesajul este înțeles de toată lumea. Acum, ce urmează din punctul ăsta de vedere? Urmează ca politicienii români să pună sau să inverseze anumite lucruri care s-au conturat în perioada asta. Scăpăm și noi odată de MCV-ul ăsta? Nu, deocamdată nu, pentru că tocmai asta spune hotărârea asta, că nu suntem nici pe de departe în parametrii pe care acel MCV ni-a trasat. Dimpotrivă, adică noi ne-am îndepărtat de el. El spunea niște condiții și spunea: dacă vreți să funcționați în Uniunea Europeană, trebuie să funcționați de următoarea manieră. E și un semnal prost, într-adevăr, că România o să mai stea o bucată de vreme cu acest document deasupra capului. Suntem cu documentul de când am intrat, adică de prin 2007, nu? A fost o condiție, pentru că România la data respectivă nu îndeplinea multe lucruri în materie de justiție, a fost o condiție din partea Uniunii Europene, a venit și a spus: uitați, voi intrați, dar în fiecare an trebuie să faceți asta și cu asta și cu asta. Și suntem în 2021 și încă îl avem. Nu ne-a ieșit, da. Asta spune multe despre ce s-au întâmplat anii ăștia. Asta spune cele mai multe despre clasa politică din România. Da. Pe de altă parte, Cătălin, ai urmărit cursul Leo-Euro, s-a schimbat ceva. Știi cum iese Elon Musk în fiecare weekend și spune ceva despre Bitcoin, știi? Cum și se duce Bitcoin-ul ăla în cap sau crește până, eu știu, la stele. Cum așa mă aștept să se întâmple în fiecare weekend să iasă doamna... Doamne ferește, cum ar fi să se prăbușească leul acum? Nu, eu am ce am cu euro, adică să se concentreze pe euro, că și așa a ajuns aproape la 5 lei, știi? Să iasă doamna Dăncilă cu câte o declarație în fiecare weekend despre euro. Ferește. N-ar fi o idee bună? Bă, nu, ar fi o idee bună. Să zică ceva, adică să zică ceva și să cadă euro. Să fie cursul mai bun, știi, adică... Da. Deci, proastă că a crescut cu 0,00... A, crescut, 12, deci e de încredere. Da. Până arată, deci o să revenim la acest subiect. O să revenim la subiect. Noi îl urmărim pe drum cu prioritate în fiecare sfârșit de săptămână pe Elon Musk. În ce mai spune el despre Bitcoin, știi? Deci, și cred că vom face treaba asta. Ai băgat bănuții acolo? Nu, dar sunt uimit de cât de dependentă e moneda asta, criptomoneda, de ce spune Elon Musk. Știi? Cum ar fi ca cursul dolarului sau al euro să depindă de ce zice Zuckerberg pe Facebook, a? Că de fapt asta e marea șmecherie acestei monede. Deci multă lume zice că e moneda viitorului. Nene, o monedă nu poate să depindă de ce vorbește un cetățean. Avem cu resurse noi la BNR, s-ar putea să dictăm noi. Da. Cătălin Striblea, mulțumesc tare mult. Continuăm doar la prioritate. Pe aceeași frecvență cu tine, Europa FM.